În adunarea politică a Partidului Popular European de astăzi a fost acceptată, mă rog, ziceți în felul ăsta, înscrierea Ursulei von der Leyen în competiția pentru alegerea candidatului PPE la funcția de președinte al Comisiei Europene. Această decizie va fi votată la Congresul PPE de joi, începând cu ora 10. E foarte interesant cât democrație e la acest congres, că eu cred că nu mai e niciun alt candidat la această funcție. Nu? Adică înscrierea, asta îmi place, înscrierea Ursulei în competiția pentru în competiție. Deci dacă asta e știre, cum zicea maestru Ce mișto ar fi să concurăm cureze singură să iasă pe locul 2. Vă dați seama. Ar fi fabuloasă povestea. Deci dacă asta e știre la PPE, PPE-ul și-a ales. Deci da. Știrea este, nu că a fost aleasă, ci că a fost nominalizată să fie candidat. Deci... Acum trebuie să le explicăm celor... Mă rog, în ceea ce te privește, poți să spui ce vrei, dar eu am un mare semn de întrebare în legătură cu Ursula von der Leyen din momentul în care au existat acele contracte pentru vaccinuri. Ăla e momentul în care iluzia mea, cum că intrând în Uniunea Europeană ni se cere și intrăm într-un club în care de fapt se joacă totul cu cărțile pe față, da? Că vorbim despre transparență, că vorbim despre licitația. În momentul ăsta totul s-a făcut praf. Am zis, cum e posibil? Da. Ce arăstul acolo e corect? Pe acea... Cum e posibil să avem contracte? Dar gândiți-vă că aceste contracte în forma asta au ieșit publice datorită acțiunilor mele. Pentru că s-a întâmplat următoarea situație. Am avut surse în Comisia Europeană care mi-a spus, zice, Chris, uite-te la... Vezi că s-au semnat niște lucruri acolo care nu-s deloc ok. Păi zic, dăm detalii, nu pot să-ți dau că, mă rog, nu-s publice. Cere-le tu. Și atunci eu, împreună cu mai mulți colegi, am zis, domnule, dați-ne să vedem contracte. Da. Și când s-au făcut publice, după ce și presa a insistat și noi europarlamentari am insistat, ăsta e modul în care au fost făcute publice. Nici la ora asta la care discutăm nu mai știm mult, nu? Ce conține mai mult. Acest contract. Ca să înțelegeți. Ca urmare a presiunilor pe care le-am făcut eu împreună cu grupul acela de colegi, dacă țineți minte, cu care avem conferințe de presă continue, unde tot arătam ce se întâmplă în perioada pandemiei, Parlamentul a decis să facă o comisie de, nu de anchetare neapărat, de a constata, de a verifica, de a analiza ce s-a întâmplat în perioada pandemiei de COVID. Da. Și la final s-a dat publicității un raport. În cadrul acelui raport am cerut ca aceste contracte să fie făcute publice în integralitate. Nu numai pentru noi europarlamentari, dar pentru presă, pentru medici, pentru alți politicieni, da. Pentru cetățeni, să vadă ce pot conține. Și s-a votat împotrivă. Uh-huh. Grupul politic care a insistat continuu că aceste contracte nu trebuie să fie făcute publice a fost PPE-ul care are azi congres, azi și mâine congres în România. Când am văzut lucrul ăla, am zis, ok, hai să facem altă chestie. Împărțim articolul respectiv și spunem așa, europarlamentarii au acces deplin la aceste contracte. Cineva trebuie totuși să se uite la ele. Da. Și restul, mă rog, dacă trec o anumită chestie. N-aveau cum să voteze împotrivă și să nu fie de acord. Și s-a votat. Raportul cu privire la ce s-a întâmplat în perioada COVID prevede, nu neapărat declasificarea, dar accesul tuturor oricărui europarlamentar care dorește la aceste contracte în forma lor integrală. Raportul respectiv s-a dat de vreun an și ceva public. Niciunul dintre noi nu le-a văzut nu încă. Nu pot să cred așa ceva. Pe cuvânt. Adică, la ora la care discutăm, există doar un grup de inițiați care a reușit Nu există nimeni. Nu, mă gândesc. Doamna Ursula von der Leyen le știe. Da? În afară de Ursula von der Leyen, cine știe cum arată aceste contracte în integralitatea lor? Cel puțin din Parlamentul European nu știe nimeni. Incredibil. Mai este un amănunt. Un rol pe care Parlamentul European îl are, cum îl are și Parlamentul Național, este să verifice modul cum se cheltuie bani. Evident. Adică, avem o comisie de buget care dă banul, și o comisie de control bugetar, cont, care verifică cum se cheltuie banii dați de comisia de buget. Păi nu e normal că atunci știe când îți vine curtea de conturi europeană și spune că s-au dat miliarde de euro pe 4,6 miliarde de doze de vaccinuri. Nu e normal să știm și noi ce poate fi în spatele acestor hașurări cu negru? Ce clauze pot fi acolo? Păi acum iartă-mă, înțeleg de ce doamna Ursula von der Leyen mai vrea un mandat în fruntea Comisiei Europene. Să țină în continuare, nu știu, eu exact. Nu spun asta, eu spun să-și țină în continuare clasificate aceste da, documente. Da, dar uitați-vă cu ce dezvoltură reprezentanții inclusiv a PNL-ului din România vin și spun că soluția pentru viitorul Uniunii Europene este tot Ursula von der Leyen. Dar într-o dispută juridică de tipul România versus Pfizer, să spunem, cum se află în momentul de față pe rol, nu vor trebui puse
în discuție aceste contracte cu toate aceste clauze? Evident că vor trebui puse, dar știți ce care e problema aici? Cine apără România? Da. Pentru că v-am dat exemplu adineaur ce se întâmplă la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Judecătorii judecă raportat de argumentele pro-contra. Uh-huh. Păi dacă tu, stat, de exemplu, îți subinezi și subrejești propria poziție în fața acestor instituții europene, evident că n-au interesul să te apere pe tine. Mai mult decât atât. Eu întreb doar ipotetic. Cine ar fi semnat un astfel de contract cu clauze atât de absurde încât să fii obligat să cumperi produse, indiferent ce produse ar fi, de care tu n-ai nevoie? Pentru că asta e o problemă a acestor contracte, cu o clauză din ele. S-a angajat Câțu, Ciucă, cine s-a angajat, să cumpere zeci de milioane de doze de vaccinuri, deși România nu avea nevoie de atâtea doze. Mai mult decât atât, la începutul pandemiei s-a spus așa de către Ursula von der Leyen. Ați văzut pe toate mijloacele de comunicare, ni se spunea cât de sigure și eficace sau eficiente sunt aceste produse medicale cu eticheta de vaccin. Te vaccinezi odată și ești safe, ești sigur, ești sănătos, mă rog. După aia s-a spus că e nevoie de a doua doză. Bun, a doua, a treia, a patra, numai o secundă. Dar până când să se înceapă campania de vaccinare, aceste contracte au fost semnate. La momentul la care s-au semnat aceste contracte, Ursula von der Leyen a semnat achiziționarea 4,6 miliarde de doze de vaccinuri pentru 460 de milioane de cetățeni cât există în UE. Și atunci eu vin și spun, când a mințit Ursula von der Leyen? Sau când ne-a mințit Ursula von der Leyen? Când a spus că sunt sigure sau eficiente dacă te injectezi cu o doză? Cu două? Cu trei? Ea știu din start. Ori nu era corect. Eu asta vin și spun. Cine a dorit să se vaccineze, eu n-am nimic împotriva alegerii personale, individuale, libere și corect informate a oricărei persoane, să se injecteze cu ce produs medical dorește. Dar nu cred că e corect față de cetățenii, aflându-se cineva într-o funcție publică, fie că e aleasă ca europarlamentar sau numită, sau cum a ajuns conjunctural acolo, Ursula von der Leyen, să vină cu politici publice care îi obligă pe oameni să se injecteze cu niște produse medicale care nu știm sigur ce efect au și vedem astăzi ce probleme sunt ca să-și poată exercita dreptul și libertatea. Mărturisesc că simt o ușoară satisfacție răutăcioasă văzând cum de la o zi la alta din ce în ce mai multe voci dintre cei care, dacă ai fi rostit aceste lucruri și le-ai rostit la mine în emisiuni și la mine în emisiuni, le-ai rostit și am fost făcuți amândoi antivacciniști, putiniști, în toate felurile, dar astăzi sunt în ce în ce mai multe voci dintre cei care lăudau la vremea respectivă achiziționarea atât de multor vaccinuri, care încep și, vezi, Doamne, să se mire cum de-a fost posibil. Păi sigur că a fost posibil, cum e posibilă astăzi realegerea Ursulei von der Leyen în funcția de președintea Comisiei Europene. Auziți, dacă știți ce se întâmplă... Peste niște ani se vor întreba cum a fost posibil Ursula von der Leyen, care a dat atâția bani pe vaccinuri, să fie a doua oară aleasă președintea Comisiei Europene. Vedeți, iată noi cum. Nu trăim ca Uniunea Europeană într-un vid, într-un vacuum pe acest glob. La Uniunea Europeană se uită foarte multe țări și imperii, să spun, din jurul nostru. Se uită Rusia, se uită China, se uită India, se uită țări din Africa, se uită SUA, se uită America de Sud, că aici noi suntem în competiție și suntem parteneri, noi suntem în competiție unii cu alții. Bun. Acum eu vin și spun în felul următor. Ce poate zice Xi Jinping, președintele Chinei sau secretarul general al Partidului Popular din China, de exemplu, când se uită la ce se întâmplă în UE? Păi ăștia vin să ne dea nouă lecții de democrație. Sau Putin ce poate spune? Sau știu ce președinte din orice țară africană? Ce garanție și ce credibilitate? Adică așa de rău am ajuns? Noi europeni? Dar au spus-o, am vorbit, de exemplu, cu lideri din Africa. Și au spus în felul următor și este o întreagă campanie, de exemplu, dusă de tot felul de troll ruși în Africa, exact cu mesajul ăsta. China ne dă bani, Rusia ne dă securitate și UE ne dă LGBT. Deci dacă noi nu ne trezim din acest somn de moarte, să spun, în care ne bagă acest partid extremist, fundamentalist, radical, cum e PPE-ul, și nu exagerez când spun lucrurile acestea, că nu cred că poate fi considerat... Totuși că te tot întreb de la începutul emisiunii. Uită-te la figurile celor care o propun acum pe Ursula von der Leyen pentru un al doilea mandat sau care și aprobă... Cum aplaudă și cum să vă spun? Spune-mi, ce-i mână în luptă în chestiunea asta? Pentru că totuși sunt niște indivizi, măcar, nu știu, ăsta, Weber, da? Niște europarlamentari români pe care îi mai cunosc, pe care știu ca fiind indivizi și mobilați intelectual și pe picioarele lor nu cred că au niște sfori din care cei mai... Ce-i mână în luptă să voteze încă o dată Ursula von der Leyen? Păi dacă așa le vine ordinul pe unii... De la cine? Asta e întrebarea. Uite,
Adică deci aici este... apare chestia asta. Că tu crezi în ceea ce spunea la un moment dat Politico, Ursula von der Leyen, titra Politico, da? Președintele american al Uniunii Europene. Eu ce știu sigur în momentul de față la nivelul Uniunii Europene e următorul lucru. Există câțiva oameni la nivelul Uniunii Europene, la vârful Uniunii Europene, care ia decid soarta a tot ceea ce se întâmplă aici. Și eu văd pe grupuri politice. Suntem doar grupul conservator din care eu fac parte și grupul ID, mai de dreapta un pic, care nu ne supunem, să spun, la chestia asta. Dar în rest, totul merge pe linie. Păi uite, în urmă cu două săptămâni s-a votat identitatea digitală. Așa. Bun. Deși toți în privat spun, domnule, nu e ok. Nu e ok identitatea digitală, nu e ok portofeliul digital, nu e ok să creeze un sistem care să-i monitorizeze pe oameni ce vând și ce cumpără. Tomac mi-a răspuns la chestia asta, colegul tău de Parlamentul European, pe care l-am întrebat, zic, cum ai votat în chestia asta? A zis că a votat pentru că el de ani de zile folosește portofelul digital. Deci ce e aia? Cum să folosească de ani de zile portofelul digital? Da. A zis, pentru el n-are niciun fel de problemă. Citesc dacă vrei tot Tomac, a votat pentru Digital Green Certificate. Certificatul verde digital ăla, COVID. Da. Bun. E ok ce s-a întâmplat? Acum, dacă el vrea să folosească portofelul digital, e ok să-l folosească? Să se pună el în hamurile statului și să se supună unor astfel de măsuri ale statului de bunăvoie, e alegerea lui. Dar hai să vedem care e problema cu portofelul ăsta, cu identitatea digitală. Păi îți dau ce ai într-un portofel. Așa. Carte de identitate și bani. Da. Deci pentru a putea să ai aceste două lucruri digitale, ai nevoie de un loc, de un holder, cum se numește în engleză, unde să stochezi aceste informații. Și aceste informații vor fi stocate în acest portofel digital care a trecut cu votul majorității europarlamentarilor, inclusiv a celor români, zilele trecute. Thierry Breton, care este comisarul pe politică internă, când s-a terminat negocierea, că am fost co-negociator din partea grupului ECR pe chestia asta, doar din privința drepturilor și libertăților, pentru că eram în Comisia Libe, am asistat la discuție. Când s-a terminat negocierea pe portofelul digital, a spus așa: "Now that we have the wallet, we have to put something in it." Acum că să avem portofelul, trebuie să punem ceva în el. Ce? Moneda euro digitală. Ei nu le-au băgat toate în aceeași lege, că dacă le puneau toate și pica, cădea tot. Dar le-au împărțit. Pe portofelul digital au spus, da, uite ce frumos că o să ai portofelul digital unde poți să ții diplomele în format electronic, o să ai EID-ul ăsta, identitatea electronică europeană în format electronic, digital, cu tare, cu tare. Paralel, venim cu legislație pentru euro digital. Și acolo sunt raportor pe chestia aia. În Comisia Libe, de exemplu, a trecut cu votul a 46 de europarlamentari, dacă nu mă înșel. Am fost 6 care am votat împotrivă, unul fiind eu. Ori, în dezbaterea care a fost în cadrul Comisiei Libe, absolut toți europarlamentarii au spus, nu e ok euro digital, creează un sistem de supraveghere în masa populației. Verbal toți au spus. Dar la vot, cum am spus, doar 6 s-au împotrivit. Și atunci eu vin și întreb, de ce există această discrepanță între ceea ce spun public și cum votează? Ori au dublă personalitate, ori cineva le comandă, le ordonă cum să voteze. Și asta se și întâmplă. Eu știu din grupurile respective că doar ne mai întâlnim, mai vorbim, uneori mai... Bine, și în Parlamentul României, cât am stat eu 4 ani de zile, există această, hai să spunem, indicație a liderului de grup... Și la noi există. ...care zice, domnule, votăm asta și asta se votează. Pentru că tu ai o poziție de grup, că totuși ai o ideologie, să spun, o gândire strategică pe care o ai, politică. Dar când vine vorba de drepturi și libertăți fundamentale, noi nu avem ce negocia aici. Că tot timpul vin la mine și îmi spun așa, Chris, let's have a compromise. Hai să avem un compromis. Pe ce zic eu? Pe drepturile și libertățile europenilor? Și zic să compromit până unde? Cam ce ați vrea voi să renunț din drepturile mele ca să ajungem la un numitor comun? Pentru că știți ce se întâmplă? Dacă nu crezi în niște valori absolute, și pentru mine adevărul, dreptatea, libertatea, sunt valori absolute, dacă partea cealaltă consideră că poți negocia pe libertate, înseamnă că am suprimat tot ceea ce înseamnă fundamentul Uniunii Europene. Dar dacă ei au în minte, și hai să încerc să joc rolul avocatului diavolului în povestea asta, da? Dacă ei au în minte un alt fel de proiect de lume, să spunem, în care să trăim în viitor, care cuprinde moneda digitală de care pomeneam mai devreme, poate chiar supravegherea în masă, care li se pare a avea beneficii pentru siguranța cetățeanului, vor spune, pentru mersul bun al afacerilor, pentru stăvilirea corupției, pentru... Asta ne spun, cu evaziunea fiscală. Evaziune să nu mai fie fiscală, evaziune fiscală. Exact. Da, da, da. Da. Dacă proiectul de lume pe care îl gândesc în momentul de față este unul la care au ajuns la concluzia că, dom'le, trebuie și e foarte bun să funcționeze. Dar este un proiect de lume și ei discută public despre asta. Da. Așa numită noua ordine mondială. Nu vorbesc la partea conspiraționistă. Este o nouă ordine mondială pe care o promovează, despre care vorbesc. Da. Ori noi, aici, de fapt, să bate o lume actuală, cu rădăcini
conservatoare, să-i conservatoare, spunem. Conservatoare, dar nu neapărat că noi... Nu, dar ea spune retrogradă. Dar nu e, că, ok, tu poți spune lucrul ăsta. Da. Dar eu vin și spun următorul lucru. Lumea aceasta în care noi trăim astăzi, da, post al doilea război mondial, a avut sau s-a format ca pornind de la Declarația Universală a Drepturilor Omului și nu întâmplător. Corect. Oricând citești declarația respectivă și invii pe cei care ne urmăresc să o citească, pentru că e important să-ți aduci aminte de fapt de valorile care au stat la baza constructului ăsta lumesc în care ne găsim astăzi. Nu numai european, dar lumea întreagă, ONU și toate astea s-au făcut pornind de la această Declarație Universală a Drepturilor Omului. Da, dar după spune... ea, în 9-11, 2001, da, povestea a apărut Patriot Act, care da, a vorbit despre limitarea drepturilor și libertăților. Pentru motive și... de national security. Da, e adevărat. Despre asta e vorba. A fost declarată, de exemplu, de Curtea Supremă a Statelor Unite, chestia aia nelegală. Da, dar a fost copiată de la acel moment de foarte multe state europene, fost, inclusiv dar... România. Adică sub mandatul lui Traian Băsescu, da, s-a vorbit despre același lucru. Și lupta împotriva corupției, protocoalele respective au fost făcute tocmai pentru a asigura exact bunăstarea ori, și liniștea. Persoane ca mine, de exemplu, ca Partidul Național Conservator pe care îl reprezint, ca Alianța Aur, din care fac parte, uh-huh, au de fapt ca obiectiv, să spun, păstrarea și protejarea acestor valori care au făcut această lume pe care, la care facem referire astăzi. Că dacă renunți la drepturi și libertăți fundamentale, individuale, dacă renunți la suveranitatea națională, dacă renunți la supremația Constituției, ce-ți rămâne? Că-ți rămâne un fel de Uniune Sovietică globală. Că despre asta vorbim. Ori nu cred că cineva din România, de exemplu, vrea să fie sub comanda dictatelor comisarilor europeni. Că de aici iarăși este o altă chestiune. Da, tu vorbești foarte mult despre Uniunea Europeană și pe bună dreptate, pentru că suntem în moment al Congresului PP, pentru că ești europarlamentar. Dar, Crister, hai să ne uităm puțin și dincolo de ocean. Adică în ultimii ani, destul de mulți, da, cu democrații la putere, da, în Statele Unite ale Americii, iartă-mă, derapajele și dincolo de ocean, unde ți-ai trăit o bună parte, da, din viață, sunt mai mult decât evidente și îngrijorătoare. Adică ceea ce se întâmplă acum cu revirimentul ăsta lui Trump, da, pare să fie o gură de oxigen chiar pentru americani. Deci, dacă vrei scrânteala sau sminteala, aș spune că n-a început în Europa. Ceea zice că a început... Da, 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 în Statele Unite ale Americii și a traversat oceanul. Nu oriunde, în America, în California. E, da. Întâmplarea face cam 3-17 ani în California și multe lucruri pe care le văd acum dorite a fi implementate la nivel european, le-ai văzut acolo, da? Acolo, că de acolo cumva am și cunoscând cumva ideologia aceasta, am și vorbit despre anumite lucruri. Sigur. Aici înainte să se întâmple, că unii mi-au zis că de unde ai știut? Mă zic, din păcate am trăit în California atâția ani de zile și am văzut ce a însemnat, de exemplu, ideologia de gen, cum a distrus sportul din California, cum i-a speriat pe părinți cu copii să trebuiască să fugă din stat. Păi pune-te în situația unui părinte care are o fată, de exemplu, 10 ani, 11 ani, care au dușuri, de exemplu, la comun, care fac sport și îți vine un băiat, de exemplu, de 18 ani, care se consideră fată și intră acolo, dezbrăcat la fel ca fetele alea. Cam ce se poate întâmpla? Sau tu ai soție, te duci la un peco... Deci astea nu sunt niște închipuire, nu, s-au întâmplat în Statele Unite. Se întâmplă. Auziți, a fost un spa. Gândiți-vă, da, că în Los Angeles. Un spa, da, da, de femei unde erau alea dezbrăcate să îmbăiau și acolo. S-au trezit cu... S-a trezit cu unul. Da. La fel de dezbrăcat. Și alea, când vă dați seama ce urlete și care a spus, și eu sunt femeie. Nu, da, s-a dus în instanță, fiți atent. Da. Alea, vă dați seama, au făcut în instanță acțiune. Și instanța a spus, zice, are dreptul. Uh-huh. Are dreptul să ce? Că dacă e așa problema, eu n-am o problemă. Dar spuneți, oameni buni, spuneți că femeile, de fapt, nu mai există. Dacă orice bărbat care se pretinde femeie în accepțiunea legii este femeie, păi spune lucrul ăsta. Sau bărbații nu mai există, că poate toate femeile se vor pretinde de bărbați. Da, mă rog, eu nu prea am auzit femei care să socotească bărbați. Mă rog, e un subiect delicat, complicat este, în momentul de față. Auziți, da, ați văzut la Eurovision, de exemplu. Da. Inclusiv celebra vietate, femeia cu barbă. De ce vietate? Păi este... Nu dacă, te las să spui așa. Păi dar ce este? Nu era vie? Un om. Da. Păi nu știu că acum avem eu o poți tendință care spune... Vietate poate să fie și o muscă. Păi exact. Da, da, nu. Păi este un curent european acum și vedeți în față la primăria din Berlin, de exemplu, au fost vreo 20 de câini din ăștia oameni care spun că-s câini, care au protestat în fața primăriei să li se recunoască drepturile ca atare. Dar tu simți că e un curent sau că vorbim despre niște scrântiți? Că scrântiți sunt mulți în lumea asta. Poate nu e un trend mainstream, da, dar se vorbește de lucrurile astea la nivel european. Or, problema este următoarea. Dacă o persoană care se consideră animal cere să îi se recunoască drepturile de animal, întrebarea mea, juridic vorbind, mai are acel animal drepturile omului? Că dacă nu poți să le ai și pe unele și pe altele, că dacă noi acceptăm că o persoană doar prin simpla declarare a faptului că el este câine
tu îl socotezi ca și câine, înseamnă că nu-i mai om. Dacă nu-i mai om, înseamnă că nu mai are drepturile omului. Dacă nu mai are drepturile omului, întrebarea mea este următoarea. Te duci noaptea cu mașina, dai peste un câine din ăsta pe trecere de pieton, pe cine chem? Protecția animalelor sau procuratura? Doamne ferește. Păi nu, Doamne ferește, că asta e problema. Există un curent acum de persoane. Păi au zis, mama mea zice așa. Pensionară, când ne mai ascultă, zice, bă, dar voi n-aveți altceva de discutat acolo? Zic, mamă, din păcate, nu. Că ar fi de discutat ce să facem cu sectorul energetic, ce să facem cu fermierii. Adică trebuie să spui că în Parlamentul European nu se discută aceste lucruri și au prioritate celelalte lucruri? Aceste lucruri. Aceste lucruri? Aceste lucruri. Eu, de exemplu, sunt anchetat de Parlamentul European. Cred că vă plictisiți la un moment dat. N-aveți ce face în Parlamentul European. Știți ce? Cineva... N-aș vrea să spun niște lucruri care să vă facă să fiți amendați de către CNA. Mai bine nu, da. Să ajungi la nivelul Parlamentului European și să auzi discuții de genul de ce votezi împotriva LGBT pentru că eu sunt LGBT și nu pot să fac nu știu ce fel de sex cu amanta mea sau cu ce ai fi tu. Da, păi bă, în privat fă ce vrei tu. Problema mea este alta. De ce chestiunile private trebuie aduse publice și îmi cer mie să votez pe ele? Că nu te oprește nimeni, nu te mai sancționează nimeni penal, nu te aruncă nimeni în pușcărie pentru apetiturile și habiturile sexuale pe care le ai. Dar asta nu înseamnă că impui genul acesta de viață la toată lumea. De când e lumea, este bărbat și femeie. Să vii să-i spui unui copil, de exemplu, care nu are analiza critică, aparatul critic mental dezvoltat încă, la vârstă de 4, 5, 6 ani la grădiniță, că el de fapt nu-i băiat sau fată, ce are el timp să se decidă ce să facă ulterior, este crimă. Am vorbit în România zilele trecute cu cineva și îmi spune, mă, am fetițe la grădiniță și le-au pus pe băieți să deseneze organele genitale feminine și pe fete organele genitale masculine. Păi nu vă supărați, chiar nu este altceva cu ce să fie educată această tânără de generație? După aia ne mirăm, cum spusese și actualul șef al statului major al armatei sau al apărării, cum se numește, că nu mai vor tineri să meargă în armată. Păi eu întreb, pentru ce să meargă? Pentru că un om care moare pentru țară, moare pentru credință și pentru familie. Păi țara, tu vii și îmi spui mie că dacă eu spun că România trebuie să-și păstreze suveranitatea și supremația Constituției, zic că sunt extremist. Dacă e să moară pentru Dumnezeu și vin și spun că nu e ok ca în pandemie, de exemplu, preoții să fie cercetați pentru că împărtășesc cu lingurița, vin și spui că sunt retrograd. Dacă vin și spun că familia e formată sau căsătoria e formată dintre un bărbat și o femeie, că drepturile copiilor trebuie respectate, îmi spui că nu sunt modă cu lumea. Mă gândeam acum că dacă n-ar fi fost toată această confuzie cu comasarea alegerilor europarlamentare cu localele, ar fi fost foarte interesant anul ăsta să organizăm realmente poate pentru prima oară dezbateri în cadrul alegerilor europarlamentare pe niște subiecte din această categorie și cred că aveam niște amici care mi-au zis la un moment dat, unde, domnule, dezbaterile despre Parlamentul European și astea sunt foarte plicticoase. Nu! Pentru prima oară cred că ar fi fost niște dezbateri extraordinar de interesante. Dar vor din fi. Păcate, nu. Nouă ne-au făcut. Vom discuta numai despre gropi, canalizare și da. Ce s-a întâmplat acum cu comasarea alegerilor? Am văzut declarațiile și a lui Ciucă și Marcel. Că, domnule, îi fac comasarea pentru a bloca accesul alianței, creșterea alianței aia. Extremismului. Voi sunteți extremiști. Nu suntem extremiști. Ei sunt extremiști fanatici. Sunt extremiști fanatici. Cineva care spune că bărbații pot să nască, normal nu pot fi, cu tot respectul. Nu numai că spun, și spune votează. Că bărbații pot să nască. Păi peneliștii lui au votat cu chestia aia, cu raportul Matici. Mm-hmm. Cine vine și îmi spune că un copil la grădiniță trebuie să fie expus la... drag queens, cum se numesc, niște fătălăi îmbrăcați în femeie care își arată organele genitale când citesc copii la, le citesc povești la copii. Unde nu s-a întâmplat asta? Păi se întâmplă peste tot în lumea vestică. Dar nu în România. Și în România se întâmplă. S-a întâmplat vreodată? Evident. Nu cred. Dar vin și spun, dincolo de asta, vin și spun următorul lucru. Când au făcut această comansare, au crezut că ne vor lovi pe noi cu Alianța Aur, pe motiv că, mă rog, fiind alianță la început, mă rog, Aurul mai bătrân un pic, are 4 ani, noi suntem mai tineri și alte partide, Partidul Republican care face parte din această alianță, n-am avea candidat. Știți ce se întâmplă? Ne-a dat șansa la alegerile europarlamentare, comasate fiind cu alegerile locale, să avem zeci de mii de candidați în România care să vorbească fiecărui român exact despre lucrurile despre care eu vorbesc acum. Dar altfel, dacă erau alegerile europarlamentare necomasate cu cele locale... Cu alte cuvinte, vă convine. Evident. Hai să vedem cum este până la fel, că nu mai e atât de mult, adică se întâmplă în toată chestiunea asta. Mulțumesc foarte mult, Crister Heș. A fost, zic eu, o altfel de abordare, da? Dar eu spun în continuare că în alegerile astea
am ratat sau odată cu comasarea lor dezbaterea unor subiecte din această categorie. Eu abia aștept să-l prind la interogatoriu pe Ciucă sau pe Marcel să răspundă exact la aceste întrebări. Nu, va fi foarte atunci complicat. Atunci să le dea un vot poporul, să-i trimit acasă și o să dea prins, șansa la un moment dat dezbateri, dar făcute așa, vor fi unul după altul, așa. Mai întâi tu la o emisiune, după aia intră cei de la PSD, după aia cei de la PNL. În România nu se mai poartă dezbaterea de idei. Dar nu se mai poartă la nivel european, nu vă supărați dacă au trebuit să o voteze, dacă a devenit știre faptul că a fost aprobată Ursula von der Leyen să candideze de una singură la Congresul PPE. Eu sper, încă mai sper ca până joi când are loc această poate chestie. Poate își anunță candidatura și la Reș Bogdan. Nu știu, măcar cineva, unul care să piardă, dar să piardă de dragul de a salva aparența de democrație. Eu cred, pentru că eu încă am încredere că în Partidul Popular European există și oameni care nu și-au abandonat uzurațiunii, deci că îl mai au încă. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Mulțumesc, Cristi Tehăș. Rămâneți însă cu dezbaterile Metropolei, pentru că invitații lui Radu Predea sunt Mirel Curea, Claudiu Târziu și Bogdan Matei. 2 ore, dezbateri foarte interesante. Noi ne revedem mâine, în aceleași ore, 20, trecute fix. Toate bune!